Locuitorii și asociațiile de proprietari trebuie ca în cadrul campaniei de toamnă să-și curețe imobilele, terenurile aferente pe care le dețin și să depună deșeurile adunate la marginea trotuarelor cu zi înainte de programul comunicat. Curățenia generală de toamnă se va derula până la mijlocul lunii decembrie. În prima etapă, adică în perioada 16 și 21 octombrie, firma de salubritate va aduna deșeurile depuse de cetățenii din cartierul 7 noiembrie, zona spitalului nou, străzile din apropierea platului Conești, casele din apropierea bulevardului cetății și o parte din centrul municipiului. Primăria Târgu Mureș a finalizat lista străzi zilor care vor fi curățate în această primă etapă. Astfel, în 16 noiembrie, Nordului, Prahovei, Dumbravei, Homorodului, Fragilor, Iliacului, Tolstoi, 22 decembrie 1989, Făget, Vivu Secuilor, Martir, Tâmplarilor, Luceafărului Păcii, Nufărului, Coșbu, Constructorilor, Lăcrămioarei. În 17 noiembrie, Grigorescu, Alea Cornișa, Gheorghe Marinescu, Parc, Spitalul Nou, Dimitrie Cantemir, Dr. Ciugudeanu, General Dumitra Răsăritului, Ioan Bob, Platoului, Ulciorului, Crângului, Telechișamuel, Preot Ștefan, Pădurii Trebei, Prighet. tori În 18 noiembrie verii, Cărășii, Șandor, Coandă, Aron, Garofiței, Posada, Cornești, Ana Ipătescu, Aluniș, Codrului, Cerbului, Argeșului. În 19 noiembrie, Mihai Viteazu, Colegiului Brigadierilor, Iorga, Bulevardul Cetății, Parcul, Bulevardul Cetății, Cibinului, Bujorului, Babeș, Șaguna, Azuga, Cosminului, Toplița, Iancu, Spitalul Vechi, Palas. În 20 noiembrie, Vișeului, Revoluției Parc Republicii, Republicii, Alieșului, Motului, Vlahuță, 30 decembrie, Târnavei, Piața Mărășești, Eminescu, Brăila, Rozelor, Stelelor, Bistriței Pavel Chinezu Sinaia. În 21 noiembrie, piața Bernardi Gheorghe, creangă târgului Boiei Ștefan cel Mare, Cogăl Boșoș Tomaș, erou locotenent Petre Popescu, băilor, crizantemelor liceului Padeș, zefirului Harghita, general Gheorghe Avramescu, Borzești, Călimanului, Bradului Papiu, Ilarian Vulcan. Nu vor fi ridicate materiale de construcții sau alte deșeuri rezultate din amenajări interioare și demolări.